Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă organizată de Primăria Municipiului Pașcani de 4 ani de zile aproximativ. Facem conferințe de presă în fiecare joi la ora 13, mai puțin situațiile în care suntem obligați să fim în deplasare sau să mergem în altă parte sau în cazul concediilor. Ca să începem cu o veste bună, am început lucrările de reabilitare energetică la Liceul Nicolae Iorga, un proiect de 8.600.000 de lei prin PNRR, nu din bugetul local, bani europeni pentru comunitatea noastră. Astăzi suntem în faza de execuție lucrări pentru că acum 2 ani de zile am început să scriem proiectul. Poate mai puțin de 2 ani de zile, dar oricum în perioada trecută am scris proiectele, am făcut tot ceea ce trebuia ca să ajungem astăzi în execuție și mă bucur că a început acel șantier. Bineînțeles, mai avem și celelalte proiecte cu celelalte școli. La o parte urmează să intrăm în faza de execuție. La altele, deocamdată, suntem la partea de proiectare, contractare, proiectare, mai ales pentru școlile pe care intenționăm să le introducem în exercițiul financiar european viitor, adică 2021-2027. Și aici mă refer concret la Colegiul Mihail Sadoveanu și grădința numărul 3 din zona Vale. Facem tot posibilul să includem și Mihai Busuioc într-un proiect de finanțare pe reabilitare, dar să vedem un pic cum reușim să ne descurcăm acum, cel puțin cu sumele care urmează să vedem cam cât ne costă Sadoveanu și cu grădinița numărul 3 din zona Vale. Deci, încă un șantier în plus în Pașcani, chiar dacă o să fie un pic de deranj pentru elevii și profesorii de la Liceul Nicolae Iorga, sunt convins că toți așteaptă să se reabiliteze acest liceu, pentru că, după cum am văzut eu, aproape că nu s-a făcut nimic 30 de ani acolo. Așa că trebuia să ne ocupăm și de acest liceu. Încă o chestiune pe care eu o consider la fel de importantă, se reabilitează termic, se face anveloparea liceului. Vă dați seama că din punct de vedere arhitectural și vizual va fi mult mai frumos, dar mă gândesc și la partea financiară. Sunt foarte mari cheltuielile cu încălzirea școlilor în perioada iernii. Vara ai mai mult vacanță, să spunem că poate nu trebuie neapărat să deschizi aerul condiționat, dar iarna trebuie să-l încălzești. Și bineînțeles că câteodată banii din finanțarea de bază pentru liceele din Pașcani nu ajung. În momentul în care factura la energie termică se reduce poate la jumătate, asta înseamnă că banii aia vor rămâne la dispoziția liceului să facă în continuare ce consideră ei bine pentru unitatea de învățământ respectivă. Deci este în interesul nostru al municipiului Pașcani să-i ajutăm să scriem proiecte, să reabiliteze energetic, să le rămână acești bani și ei să îi folosească în interesul copiilor și a profesorilor de acolo. Subiectul 2 este legat de faptul că suntem în legătură permanentă, aș spune eu, poate mai mult decât săptămânal. Ne auzim pe telefon aproape zilnic cu cei de la Apa Vital, cu constructorul, cel care execută lucrări de apă și canalizare la Pașcani, și i-am tot întrebat când se vor apuca să repare strada principală din cartierul Găștești, chiar strada Găștești. Mi-au comunicat astăzi că au făcut probe, cel puțin pe partea de la, din centru, de la magazin spre Topile, și ceea ce au lucrat ei, adică rețelele de apă, sunt făcute bine, nu sunt probleme, au făcut probe de presiune, presiunea se păstrează și m-au informat că de luni, cel târziu de marți, sper să se țină de cuvânt, este ceea ce mi-au comunicat ei, se vor apuca să repare strada principală. Știu că acest lucru este așteptat de mult de către toți cei din cartierul Găștești, pentru că este o strada din mijlocul cartierului. Dacă vrei să ajungi acasă sau să pleci de acasă și stai în Găștești, trebuie să mergi pe această stradă care este tăiată din
20 în 20 de metri. Încă un pic de răbdare pentru cei care sunt din cartierul Găștești și va fi reabilitată și această stradă. Informez în continuare că nu am uitat de subiectul gazului de la Găștești. Ieri am primit informări că pe WhatsApp și fotografii că sunt montate manometrele de presiune și probabil în această după-amiază vom avea confirmarea că instalația este corespunzătoare. Sper săptămâna viitoare să avem acest proces verbal de constatare din partea celor de la Delgas Grid că instalația corespunde din punct de vedere tehnic și sper în cât mai repede posibil, o chestiune de săptămâni, să se dea drumul la gaz. Am fost întrebat ce să facă locuitorii din Găștești care au aceste instalații și așteaptă de 3 ani de zile punerea lor în funcțiune, dacă să-și cumpere lemne sau să nu-și cumpere lemne pentru la iarnă. Eu le-am spus să meargă pe varianta sigură. O parte din ei poate au și instalații interioare făcute. Cei care nu au instalații interioare făcute, recomandarea mea este să se asigure că au lemne pe la iarnă. Sperăm în luna august să închidem cu acest subiect al gazului de la Găștești. Nu avem o garanție, dar facem tot posibilul să se întâmple acest lucru. Și bineînțeles, dacă mai durează punere în funcțiune la instalații interioare, eu știu, montare de contoare sau de alte chestiuni care țin de instalația de gaz, probabil că mai durează. Așa că, ca să nu sufere nimeni și să nu dăm informații greșite, eu recomand să mergem pe varianta cea mai sigură pentru fiecare cetățean, în așa fel încât la iarnă să fie asigurați că au căldură în casă. Dacă mai sunt chestiuni legate de reparații de podețe, de, eu știu, de stricăciuni cu gardurile din cartierul Găștești, capace de apă și de canalizare care poate nu sunt montate corespunzător, informez pe toată lumea că cei de la Apa Vital încă mai au șantier în autorizație. Deci, teoretic, ar trebui să termine undeva în decembrie. Au și posibilitatea să prelungească această autorizație de construcție. Le-am spus tuturor că, la urmă, când șantierul se termină și se face notificarea de recepție lucrări, primăria municipiului Pașcani, personal voi merge și eu și colegii mei din primărie, vom merge pe fiecare stradă și nu vom recepționa nicio stradă de la Apa Vital până când nu se vor remedia lucrurile acolo. Adică trebuie să ne predea strada cel puțin la nivel de amplasament inițial, dacă nu mai bine. Deci, toate reclamațiile pe care le-am primit în acești 2 ani de zile, un an jumătate, de la cetățeni, nu doar din Găștești, dar și din alte cartiere, sunt la noi, la Primăria Municipiului Pașcani, sunt inventariate, le-am trimis și celor de la Apa Vital, sau constructorului direct. O parte dintre aceste reclamații deja s-au rezolvat, da? O parte urmează să se rezolve. Dar mesajul meu este că le avem pe toate în evidență și vom face tot posibilul să îi protejăm pe cei care au suferit într-un fel sau în altul pagube din cauza acestor investiții în apă și canal, care trebuie să le avem. Trebuie să le avem în municipiul nostru, pentru că nu putem să ne declarăm un municipiu modern dacă nu avem rețele de apă și canalizare. Acesta este mesajul meu, deci ținem legătura cu toate aceste, să zicem, neplăceri cauzate de către investițiile în apă și canal. Domnul administrator? Noi am terminat partea de introducere. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă stăm la dispoziție cu răspunsuri. Nu sunt întrebări, vă rog. Am câteva întrebări. Spuneați cu lucrările din piața Vale. Spuneați că acele module comerciale au rămas să fie date din nou spre folosință comercianților după ce vor fi făcute lucrări de amenajare spațiului dintre hale și acele module. Da. De cine anume urmează să fie făcute acele lucrări? Ele sunt cuprinse în proiectul inițial sau? Parțial.
Parțial, da. Și când urmează să fie făcute acestea? Păi, noi am solicitat să fie făcute cât mai repede, deci suprafața din fața modulelor, adică pavelele de acolo, căile de acces către module, să le facă cât se poate de repede. Solicitarea noastră este de vreo lună jumătate. E de constructor sau... Solicitarea este a noastră, noi ne-am adresat constructorului, constructorul a spus că are parțial cantități de pavele pentru acele suprafețe, așteaptă o dispoziție de șantier aprobată de către proiectant și să găsim soluții cumva pentru, pentru bani. Nu putem să dăm bani în plus, deci aceste lucruri se vor face doar din economiile din proiect. Adică se va aștepta să se vadă dacă vor fi economii sau mai îndeleni primăria? Ei astăzi au spus că urmează să facă calcule, să vadă despre ce este vorba din punct de vedere al suprafețelor și al prețurilor, și adică al banilor. Sunt economii, va interveni primăria din bugetul local? Nu știu cum putem interveni acum deocamdată într-un șantier în care este deja în desfășurare. Dacă orizont de timp aveți, știți nu. Cumva când s-ar putea rezolva această problemă? Eu le-am solicitat să facă de o lună jumătate și dacă făceau a doua săptămână, era perfect. Pentru că interesul nostru este ca comercianții să se întoarcă la module și noi, bineînțeles, să încasăm chirie de la ei. Ei să aibă vânzare și noi să încasăm bănuți pe chirie. Din păcate, na, deocamdată nu s-a rezolvat, rămânem în continuare pe aceeași poziție. Le-am solicitat să găsească soluții. Până la finalul anului, credeți că va fi rezolvat? Nu pot să dau termene care nu țin de mine. Pe strada de 1 decembrie, unde sunt amenajate trotuare, am văzut stâlpi, am pasat fix în mijlocul trotuarelor. Sunt și alte situații, pe alte străzi, pe alte trotuare. Dar această chestiune deranjează traficul pietonal. Întrebarea mea este dacă aveți de gând să faceți demersul pentru ca acești stâlpi să fie scoși. Dacă îmi spus ce fel de stâlpi? Iluminat. Dar nu public, iluminat. Dar stâlpii erau înainte acolo de a se face. Nu s-au montat acum de către noi. Erau stâlpi vechi, așa sunt ei. Dacă veți face demersul să fie iluminat, să fie nu, avem bani acum să mutăm stâlpi. Deci stâlpii de pe 1 decembrie sunt montați, eu știu, acum 7-8 ani de zile când au fost montați. Noi astăzi nu avem bani și nici nu avem proiect ca să mutăm acei stâlpi în altă configurație. Din ce am văzut eu, sunt stâlpi care sunt folosiți de către cei de la Delgas Grid. Din câte mi-aduc aminte, au marcă Delgas Grid, marcă galbenă, vopsită pe ei. Ce am observat eu acolo sunt câțiva hidranți care sunt într-o poziție ciudată. Am și transmis cu constructorului, poate găsește o soluție pentru acei hidranți în așa fel încât să nu deranjeze pietone. A treia întrebare, sunteți de acord cu suprataxarea consumului de apă potabilă folosit pentru irigație? Nu. Pentru mine orice fel de discuție de mărire a prețului la apă și canalizare la Pașcani este neavenită, nepotrivită, inoportună, cum doriți dumneavoastră. Noi astăzi avem... Am primit și noi la Primăria Municipiului Pașcani, am răspuns oficial că nu suntem de acord și nu vrem să ne implicăm în niciun fel în realizarea acestui sondaj. Mie mi se pare inoportun să discutăm de orice fel de majorare de preț la apă și canal, atâta timp cât noi avem multe probleme de pus la punct din punct de vedere al sistemului de apă și canalizare. Chestiuni care le rezolvăm împreună cu operatorul de apă. Nu ne disociem de operatorul nostru de apă, dar, repet, prețul și așa este mare, trebuie să facem tot posibilul să găsim o sursă alternativă de apă potabilă, să reducem pierderile de apă, să optimizăm sistemul, să-l automatizăm, să-l facem mai eficient. Deci astea sunt chestiunile care mă interesează pe mine. Nu cred că soluția cu hai să mărim prețul la apă, chiar pentru un anumit segment de populație sau consumatori, nu cred că este cazul. Pașcani a achiziționat un echipament pentru mirigare. Cred că a fost emisă și autorizația de construcție, dacă nu greșesc. Deci urmează să fie pus în funcțiune.
Pașanul folosește și are din să folosească în continuare irigare, apă potabilă? Nu, nu, nu. Ne propunem să folosim apa de la izvoarele pe care le avem și astăzi ceea ce se udă prin oraș se folosește de la izvorul din parc. Deci nu, am avut o perioadă în care n-am avut alternativă sau n-am știut să luăm de unde să luăm apa, dar am descoperit că avem o zonă din parc, un izvor care are suficientă putere ca să alimenteze o cisternă mare în timp scurt, în așa fel încât să încarci 5 tone de apă, eu știu, în 20 de minute. Și astăzi alimentăm exact din platoul de la, de la parc. Și da, din față de la... Va fi alimentat la fel din zona respectivă? Poate fi alimentat de acolo și poate fi alimentat și din izvorul de la poliție, de exemplu. Adică trebuie să găsim, într-un fel sau în altul, o sursă de apă alternativă, existentă. Trebuie să facem o instalație în așa fel încât sistemul de irigație, viitorul sistem de irigație din Pașcani pentru gazon, să nu folosească, bineînțeles, apa potabilă furnizată de către apa vitală. Pentru ce avea o altă abordare, va fi folosită apa potabilă, apa din... Poate pentru o perioadă nu avem ce face în momentul în care să zicem că avem sistemul în funcțiune, să zicem că avem sistemul în funcțiune, dar nu-l avem și avem o secetă prelungită, eu știu, odată o stropire ca să nu piară gazonul. Dar intenția noastră pe viitor este să alimentăm acest sistem de irigație din Pașcani, din izvoarele pe care le avem în Pașcani și sunt destul de puternice, adică ar face... față cu brio să alimentăm, mă, că trebuie să ne facem o capacitate de stocare. Am înțeles. Dacă va continua acest subiect cu suprataxarea consumului de apă potabilă pentru irigație, practic se deschide calea unei discuții pentru două sau mai multe prețuri în aceeași arie de operare. Când erați în opoziție, ați insistat ca Pașcani să aibă un preț separat la apă și canalizare din diverse motive. Dacă se va continua discuția la nivelul asociației, în acest sens, cu mai multe prețuri pe area de operare, veți redeschide subiectul așa încât Pașcani să aibă un preț separat pentru apă și canalizare? Dacă vor să micșoreze prețul la Pașcani în acest fel, așa cum am propus noi acum 7-8 ani de zile, suntem dacă de acord. Am înțeles. Deci noi atunci când am spus despre preț diferențiat, am spus în intenția noastră și în convingerea noastră că un preț diferențiat la apă la Pașcani ar fi dus la o diminuare a prețului astăzi facturat pentru pășcăneni. Pentru că din punct de vedere al productivității, profitabilitatea mai mare pentru apa vital este... avem zonă urbană. Adică sunt convins că la Iași și la Pașcani este mai profitabil pentru apa vitală să opereze. Dar părerea mea că calculul trebuie făcut în felul următor. Trebuie ținut cont și de nivelul de investiții care se face în comunitate. Dacă nivelul de investiții care se regăsește în preț este bun, adică banii se reîntorc aici, către comunitatea noastră, în extinderea de rețele de apă și canal sau în perfecționarea celor existente, din punctul meu de vedere, este bine. Noi trebuie să apărăm interesele municipiului Pașcani, dar, repet ce am spus la început, orice fel de discuții despre majorare, apă și canalizare, indiferent pentru orice categorie de consumatori, având în vedere că prețul deja este mare, din punctul meu de vedere, este inoportun și nu vrem să ne asociem în niciun fel cu acest subiect. Dacă voi fi pus în situația să votez în calitate de reprezentant al municipiului Pașcani, anunț de pe acum că voi vota împotrivă sau abținere, pentru că nu este cazul. Două întrebări mai am. Cred că mai sunt câteva săptămâni de zile și suntem un an de când în Consiliul Local. Asta a fost aprobat proiectul pentru zona de drenaj pe Peșteșorul. La vremea respectivă, cu motivația că urmează să fie depus în luna imediat următoare, adică în septembrie anul trecut. În ce etapă aflați acest proiect? N-am avut nicio promisiune că depunem în luna următoare. Asta nu știu de unde. Așa au fost discuțiile la momentul. Nu, de la noi. De la noi. Deci noi întotdeauna am spus că vrem să fim pregătiți.
Iar cei de la ADR, dacă deschideau ghidul de finanțare anul trecut, în septembrie, era bine să fim pregătiți. Dacă îl deschideau anul ăsta, în februarie, eram bine să fim pregătiți. Dacă îl deschid mâine, trebuie să fim pregătiți. Suntem pregătiți. Din punctul ăsta de vedere, noi nu mai avem ce să facem. Suntem singurul municipiu de rangul 2 din regiunea Nord-Est, care suntem gata pentru depunerea și de mâine, dacă ghidul este deschis. Am fost la Piatra Neamț, la o întâlnire săptămâna trecută, nu? Da. Da? Săptămâna trecută am fost la Piatra Neamț și la acea întâlnire, una că eram cam singurul primar de acolo, din municipiu de rangul 2, dar nu asta este o chestiune foarte importantă, ci au întrebat în sală pe fiecare, de unde sunteți? Și chiar cred că primul m-a întrebat pe mine. Și am spus, sunt primarul de la Pașcani, în ce situație sunteți dumneavoastră? Păi am spus, m-am întrebat, strategie trecută, aprobată. Bun, bravo. Proiectul, avem aviz că este proiect finanțabil. Și avem autorizația de construcție emisă. Și am zis, bravo, felicitări. Și am zis, acum aștept ca dumneavoastră să deschideți axa de finanțare, ghidul. Îl puneți în consultare. Mai întâi va sta în consultare. Ei au zis că își propun în august-septembrie să deschidă, stă în consultare ghidul, eu știu cât stă, 30-40 de zile și după care vor deschide axa de finanțare. Deci noi, viitor, să nu depinde de noi. Adică noi intrăm la o competiție în momentul în care cei care organizează competiția au de gând să deschidă. Deci noi suntem pregătiți și din punctul meu de vedere, dacă am grăbit lucrurile chiar de anul trecut, am făcut foarte bine, pentru că noi suntem pregătiți chiar de la începutul anului ăsta, în orice variantă, ca să primim bani pentru lacul Peșteșorul. Dar până atunci v-a apucat de treabă, ați aprobat și acea hotărâre privind accesarea unui împrumut? Da, avem astăzi niște priorități, vrem să închidem câteva proiecte și cei de la investiții sunt astăzi mai mult concentrați pe aceste închideri de proiecte. Mă refer la Creșa Grădinița numărul 2, la grădinița din centru. Am pornit aceste șantiere cu școlile pe PNRR și cred că în august, așa am discutat cu o parte din colegii de la investiții, cel puțin unul din salariații de acolo se va concentra pe serviciile de achiziționare, lucrări pentru lacul Peșteșorul. Adică vrem să contractăm, să stabilim cine este executantul lacului Peșteșorul, în contract vom pune clauză suspensivă și în momentul în care vom avea și finanțarea, dăm drumul la contract. Avem și varianta cu împrumutul, pe care, vă spun sincer, o luăm în calcul. Dar varianta cu împrumutul trebuie să treacă de aprobarea de la București, în sensul că trebuie din nou România pe ansamblu să ridice plafonul de îndatorare în așa fel încât să înceapă aceste împrumuturi să fie făcute de către UAT-uri. Ținem de un aviz de la București. Da, repet, primul pas este să facem o licitație, să contractăm un constructor, iar contractul să conțină clauze suspensive. Aici, dacă vreți să vă fac o precizare, eu să știți că noi ne-am pregătit de anul trecut, din septembrie am gata pentru depus documente. Din păcate, cei de la ADR au prelungit de 4 ore. Acum e a 4-a prelungire până pe 25 august pentru depunerea documentelor de calificare, strategii, studiu de regenerare, fișe de proiect și ce mai trebuia în prima etapă. Nu s-au înscris alte municipii, așteaptă și pe alții. Sper. N-avem cu cine să ne concurăm, înțelegeți? Asta este ghinionul nostru acum. Am luat-o prea tare înainte. Sper că acum e a 4-a prelungire, să spună, domnule, stop, care au depus, au depus, dacă nu putem să așteptăm, acum noi suntem penalizați pentru că altcineva nu și-a făcut treaba. Eu așa consider. Dacă noi am fost, ne-am încadrat în termen, ne-ați spus, da, niște termeni, de ce trebuie să aștepte pe alții? Avem un an. Un an. Nu s-au înscris, nu au venit pentru că N-au fost lansat echidurile de finanță. Nu are legătură. Strategia, studiul de generare, celelalte erau documentele de precalificare. Ultima întrebare, consilieri au fost informați, au primit primei, de o hotărâre, o recentă hotărâre judecătorească, în proces un comerciant din Pașcani, 6 ani de zile,
în instanță pentru a plăti o datorie pretinsă de municipalitate care s-a dovedit a fi calculată în mod greșit. În sensul că cei de la finanțe au pretins plata a chiriei și accesorilor dincolo de întinderea contractului care a fost înaltăsită. Și mie mi se pare corect. Mi se pare corectă hotărârea sau... Nu, mie mi se pare corect abordarea, în sensul că trebuie să plătești până în momentul în care eliberezi spațiu. Dar instanța nu va da dreptate. Ok. Sau va da dreptate. A dat parțial, a zis, domnule, doar pe contract. Doar pe contract. Ok. Întrebarea mea este dacă mi se pare corect abordarea celor la finanțe, pentru că mai sunt astfel de cazuri. Da, v-am răspuns fără să știu în întrebarea. Adică noi avem un contract. Cineva nu vrea să plece voluntar. A totuși folosește acolo. Păi, în momentul în care s-a încheiat contractul, dinainte sau după ne-am notificat, trebuie să pleci. Tu insiști să rămâi acolo și să-l folosești. Până când nu se încheie procesul verbal de predare primire, folosința a fost. Că a fost cu forța, ok, dar ai folosit. Interesul nostru ca unitate administrativ-teritorială este să luăm în continuare folosința de pe teren. Dacă este legal, dacă hotărârea va rămâne definitivă, veți rămâne pe aceste coordonate pe care le spuneți acum în continuare? Da, repet ce am spus. O să mă consult și eu cu juriști. Eu nu știu speța. Am aflat speța ieri, astăzi am aflat-o, dimineață, ceva de genul ăsta. Păi dați seama că sunt sute de dosare în instanță pe care juriștii noștri de la primărie le duc. Și nu e o chestiune care, să zicem, e de pe mandatul meu actual, vine din urmă. Cu atât mai puțin știu informații la milimetru. Dar de principiu, atâta timp cât tu nu ai părăsit de acolo terenul, l-ai folosit, păi atunci e normal să plătești. Că plata asta se face în cadrul procesului inițial sau trebuie să faci un demers separat cu, eu știu, cu evacuare forțată, să plătești și evacuarea, să plătești și perioada de timp pe care ai stat acolo fără contract și ai folosit-o, na, poate face obiectul unui alt proces, dar asta e o chestiune de, cum să vă spun, juridică pe care am să o discut cu juriștii să vedem cum facem să apărăm interesele municipiului Pașcani, că asta este datoria noastră. Nu adică omul a folosit și nu plătește. Sunt aceste procese, vin din urmă, vă ajutați dumneavoastră, din 2018, 2019. Da. Era o practică la Pașcani, cineva, poate erau și încurajați, nu știu dacă spune, avea contract pe un an de zile, nu mai avea contract, dar folosea în continuare spațiu. Mi se pare normal. Nici nu părăsești, dar nici nu vrei să faci contract. Da? Deci, dumneavoastră acum acuzați municipalitatea că a încercat să ia niște bani. Dar pe cel de rea credință, care a avut un contract, a expirat contractul și nu vrea să părăsească locul. Păi aia nu-i întrebă, nu le, dar de ce nu părăsești dacă nu vrei să faci contract? Nu vrea să facă nici contract, nici nu părăsește. Și apoi vine instanța și zice, dar nici nu trebuie să plătesc. Nu e în regulă. Da, deci noi o să ne consultăm și o să încercăm într-un fel sau în altul să apărăm interesele municipiului Pașcani să-și recupereze cât se poate de mult din datoriile celor care au folosit. Câteva chestiuni punctuale. Declarațiile de avere nu au fost puse. Da, pe anii cred că le găsiți. Nu toate. Raportul zilelor municipiului Pașcani? Da, să vorbesc cu domnul viceprimar. Raportul Comisiei pentru construcții ilegale? Nu avem o concluzie. Am înțeles. Mulțumesc. Și vreau comentarii la subiectul cu acea cheltuie. Vă rog. Nu credeți că nu este oarecum închis un circuit al acțiunilor administrative? Dacă expiră un contract și cei de la patrimoniu constată acest lucru și este transmis către cei de la administrația pieței sau cei de la finanțe transmit către primărie și ajunge la administrația pieților care a expirat un contract, nu trebuie urmată următoarea procedură de evacuare efectivă? Ba da, dar noi mai avem mult de pus la punct din punctul ăsta de vedere. Adică vă dați seama că suntem în continuare deficitari pe partea de patrimoniu, mai avem foarte mult de pus la punct. Și cu aceste proceduri, că și eu mi-aș dori niște, adică în momentul în care s-a terminat contractul, trebuie să ne mișcăm repede, nu vreau să ajung nici în instanță, trebuie să avem niște proceduri rapide, în așa fel încât terenul să fie evacuat, scos la licitație pentru altcineva, sau o nouă licitație și n-are decât cel care a fost să vină din nou la licitație. Din păcate, încă mai avem de învățat
lucruri, dar atâta se poate deocamdată. Nu putem să ne întindem și cu atâtea investiții și cu atâtea procese în instanță și cu atâtea probleme în fond funciar. Din punctul meu de vedere, și am și spus, am și recunoscut-o întotdeauna, mai avem foarte mult de pus la punct din punct de vedere al activității din primăria municipiului Pașcani. Eu mă bucur că, măcar așa, de la lună la lună, de la an la an, suntem un pic mai buni ca anul trecut, să zicem. Adică încercăm să ne perfecționăm și reușim într-o mare parte, da? Mai este de muncă. Mai este de muncă. Încă vreo două mandate până ce apucăm să le mai punem la punct așa, să fie mult mai simplu, mult mai logic, mult mai, cum să vă spun eu, eficient din punct de vedere administrativ. Încă mai plimbăm hârtii între compartimente, încă trebuie să punem la punct partea de digitalizare. Intenționăm să facem toate aceste lucruri, dar mai durează. De ambulatoriu de la spital municipal aveți ceva noutăți? La ambulatoriu, contractul, lucrarea merge mai departe. Am semnat contractul pe noua variantă de finanțare, adică tot banii europeni, dar ceea ce a fost prin ADR Nord-Est s-a încheiat la sfârșitul anului 2023 și acum suntem pe prin Ministerul Sănătății, da, proiectul merge mai departe. E primul contract. Se lucrează acolo, deci este primul contract etapizat, da, corect. Deci poate pentru oamenii de acasă etapizate nu spune nimic. A doua etapă a proiectului. Noi există finanțat 2021-2027, finanțează și restul de lucrări de executat la ambulatoriu, inclusiv dotările, cu termen finalizare de decembrie 2025. Am văzut că ștergeau geamuri de muncitori, deci mă aștept să fie o primă recepție. Se lucrează acolo, se lucrează. Proiectul merge mai departe. Nu este proiect care să nu aibă probleme, vă spun sincer, așa casă, cred că dacă vrei să-ți faci o casă mică cu 4 camere, tot cred că găsești la un moment dat defecte de proiectare sau ceva probleme. Se lucrează în permanență de către oamenii noștri din primărie de aici. Încercăm să depășim toate problemele în așa fel încât să finalizăm acolo proiectul și să plătim din bani europeni cât se poate de mult. Asta este intenția noastră. Domnul Bechia, cel cu centrul de recoltare, am realizat primăria, ați mai discutat cu dumneavoastră de la ultima? Pe mine nu m-a căutat nimeni, nici eu nu l-am căutat pe domnul Bechia, trebuie să recunoaștem. Ca să vedeți o diferență de abordare, singurii care ne-au căutat au fost cei de la Crucea Roșie, imediat după ce Consiliul Local a acordat acest spațiu și mi se pare că e funcțional. Da. Deci atunci când este interes să faci ceva, se pare că se poate face. Cei de la Crucea Roșie au venit, s-au zbătut, au intrare și au făcut apă, lumină, curățenie, tot ce trebuie. Deci trebuie voință din partea celor care vrea să facă ceva. Ok. Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci luăm de pe online. Eu deocamdată văd o singură întrebare. M. Bogdan Elena, bună ziua, după finalizarea lucrărilor pentru apă și canalizare la Găștești, vor fi asfaltate străzile, mă interesează în special strada Nuculeț. Primul rând spun că lucrările de apă și canalizare nu au legătură cu asfaltul, decât acolo unde era asfalt. Adică ei sunt, constructorul este obligat să repare strada asfaltată așa cum era înainte. Străzi asfaltate la Găștești sunt doar strada Găștești și urmează să intre și pe 24 ianuarie. Deci acolo se va reface asfaltul. Pe celelalte străzi unde este Prundiș, avem noi un proiect separat pentru o parte din străzile de la Găștești. Nu știu dacă Nuculeț intră, nu cred. Acolo avem pe Anghel Salini, lucrăm și la acest proiect. Sperăm la anul să venim cu asfalt. Avem, din memorie spun, s-ar putea să sară o stradă. Cea mai lungă este Petru Rareș, după care avem Nicolae Bălcescu, 16 februarie și Stânilor, cred că. Astea sunt cu siguranță. Avem finanțare prin Anghel Salini și lucrăm astăzi la depunerea documentației pentru semnarea contractului. Nu știu dacă Nuculeț, deci nu pot să vă răspund,
domnul Bogdan, dacă Nuculeț va intra pe asfaltare. Dorința mea este să asfaltez de mâine toate străzile din municipiul Pașcani. Din evidența noastră mai sunt 80 de străzi care trebuie asfaltate, nu avem bani, primăria municipiului Pașcani nu are bani să asfalteze toate aceste străzi, dar de la an la an, în funcție de bugetul local, în funcție de finanțările care le putem găsi în altă parte, încercăm să facem cât mai mult asfalt pentru toți pășcănenii. Din păcate, fondurile europene pentru asfalt nu mai sunt de două exerciții financiare. Deci va trebui să găsim alte fonduri de finanțare. Mai sunt alte întrebări? Am una primită de la cineva care vă rog să interveniți prin instituțiile pe care le aveți la dispoziție să stopați aceste situații cu cei care fac drifturi noaptea, în strada Moldovei, din Pașcani, chiar și în parcarea de la Kaufland, după cum îmi scrie, parcare care vis-a-vis are ca și instituție poliția locală. Am discutat subiectul ăsta și cu poliția locală, cei de la Kaufland, le-am spus să-i prindă într-un fel sau în altul să-i amendeze. Deci au de la mine liber să prindă pe oricine face drifturi sau circulă cu viteză sau parchează neregulamentar sau urcă cu mașina pe spațiu verde să fie amendat. Inclusiv eu am trimis ieri, am văzut ieri sau alaltă ieri, seara, o mașină parcată pe trotuar în fața la magazinul Reflex, ostentativ, adică un tupeu din ala pe care efectiv m-am enervat când am văzut eu situația, am trimis poliția locală și a primit amendă. Am verificat a doua zi eu dacă a fost emisă amendă. Deci au cei de la poliția locală obligația și dispoziție din partea mea să amendeze pe toți cei care deranjează cu viteza sau cu drifturile pe cetățeni. Bună ziua, la Boșteni, intrare pe strada Norocului, după asfaltare, este groaznică după mașini. O să trimitem acolo la intrare pe Norocului să mai pună niște piatră dacă diferența este prea mare. Doamna Budeanu. Am văzut, dacă ne urmărește doamna Budeanu, am văzut comentariul. Bun, dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci eu vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc o săptămână ușoară, cu pace, cu sănătate, cu apă la robinete și cu voie bună.